Bun regăsit, dragi telespectatori! Valorile creștine, valorile morale sunt valori unanim, acceptate, respectate și de multe ori căutate. Unele sunt atât de nobile cât greu sunt înțelese. Și despre una dintre aceste valori vorbim astăzi, și anume smerenie. Și mai ales de roadele smereniei sau unul dintre roadele smereniei, care e acea capacitate dumnezeiască, acel dar prin care omul, dacă se smerește, va fi ridicat de bunul Dumnezeu. De aceea, titlul acestei ediții l-am numit, parafrazând un text din Sfânta Scriptură, Cel ce se smerește pe sine, acela se va înălța. Avem astăzi bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Consilier Dr. Bogdan Ivanov de la Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Consilier, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru invitația de a fi prezent în această emisiune. Ne onorați! Mulțumim și sărutăm dreapta! Cu îngăduința Sfinției voastre, o să dăm citire așa unui foarte mic, scurt pasaj din Patericul Egiptean, dar nici nu trebuie să fie mare, pentru că este foarte concentrat și hrănește mii de suflete și să sigur până la sfârșitul veacurilor. A zis Ava Ioan, cine a vândut pe Iosif? Și a răspuns un frate zicând, frații lui. I-a zis lui bătrânul, nu, ci smerenia lui l-a vândut. Căci putea să spună că frate al lor este și să răspundă împotrivă, cităcând pentru smerenie, s-a vândut pe sine și smerenia l-a pus ocrâmuitor peste Egipt. Sună frumos, dar de multe ori când avem dreptate și chiar avem dreptate, simțim că îndreptățindu-ne pentru o nedreptate pe care am primit-o, ne ridicăm cumva, ni se ridică acea pată neonorantă, nedreaptă, care ni s-a pus peste obrazul nostru. Câștigăm ceva justificându-ne? Evident, fiecare om trebuie să fie conștient de adevărul lui și de valoarea lui, dar acest lucru nu trebuie să obtureze sau să orbească privirea spre propriile noastre limite și slăbiciuni. Practic, în momentul în care Mântuitorul ne poruncește să ne smerim pe noi înșine, ne poruncește practic să ne vedem în adevărata lumină a faptelor noastre și așa cum dânsul ne vede de cele mai multe ori. Ținem cu toții la părerea noastră și suntem în stare să purtăm chiar războaie în numele adevărului în care de multe ori ne blindăm ca fiind absolut și unic și suntem foarte puțin dispuși să ascultăm, să înțelegem, să ne cenzurăm sufletește și practic să facem loc și celui de lângă noi. În calitate de creștini, în primul rând, trebuie să avem această îngăduință fără limite, am putea spune, față de semenul nostru, căruia trebuie să-i lăsăm lui posibilitatea de a-și exprima adevărul și opinia, fără însă a renunța, să spunem noi, la opiniile noastre. Adică a face loc celui de lângă tine înseamnă, practic, a oferi adevărata creștere lui, dar și posibilitatea ca tu, creștin, să te exprimi liber și să menții, dacă vrei, acea legătură de iubire și de respect și de înțelegere pe care trebuie să o arăți tot timpul semenului tău și celui de lângă tine. Un om smerit atunci când tace, când acceptă, când îngăduie, când rabdă, când privește în adâncul inimii deaspre Dumnezeu, e privit ca un om slab. Evident, este marele paradox al creștinismului, dar de altfel creștinismul se fundamentează pe paradoxuri. Nu? Domnul Hristos ne spune că le-a ales pe cele slabe ale lumii pentru a le rușina pe cele puternice sau pe cele mai puțin cultivate pentru a le rușina pe cele înțelepte. Așa încât, în logica lui Dumnezeu, slăbiciunea aceasta poate fi de fapt adevărata putere. Acum, cred că trebuie să le expunem ascultătorilor și privitorilor noștri un adevăr. Smerenia nu înseamnă deloc lipsa de atitudine și nu înseamnă mai ales posibilitatea de a sacrifica fără niciun fel de rezervă și fără niciun fel de opoziție demnitatea. Pentru că însuși Domnul Hristos ne dă această lecție atunci când în timpul pătimirilor sale este lovit în mod nejustificat, deși cu câțiva ani înainte spune dacă cineva îți dă o palmă, te întoarce și celălalt obraz, atunci găsește suficiente resurse pentru a pune întrebarea dacă sunt vinovat, dovedește, dacă nu, pentru ce mă bați. Adică există totuși limita până la care putem să acceptăm umilințele și anume aceea este limita demnității umane, pentru că
inclusiv în omul smerit se găsește zugrăvit acea demnitate a omului creat după chipul lui Dumnezeu. El rămâne cu această pecete a chipului lui Dumnezeu, care n-are voie să fie umilită și să fie bagiocorită și pentru care trebuie să te lupți. Așa încât smerenia, pe de-o parte, înseamnă puterea de a te vedea în lumina în care te vede Dumnezeu, de a-ți asuma căința aceasta ca un mod de viață, pentru că numai așa, practic, noi putem să facem loc cu adevărat iubirii lui Dumnezeu. Adică smerenia care hrănește în permanență căința pentru păcatele noastre și care face loc adevărate iubiri. Fără această smerenie, noi, practic, n-am putea sta drepți în fața lui Dumnezeu. Și să nu uităm că este, de fapt, și marea lecție pe care Dumnezeu ne învață, și anume aceea, dacă vrei să fii cu adevărat autentic, dacă vrei să fii cu adevărat crezut, trebuie, în primul rând, să fii smerit. Este, dacă vreți, amprenta și pecetea adevărului. Fără smerenie, noi nu putem vorbi de adevăr. Pentru că dacă Domnul Hristos ne învață ceva despre adevărul pe care îl propovăduiește, despre împărăția cerurilor, despre învierea morților, o face nu prin puterea sa, ci o facem în primul rând prin smerenia sa. Aceasta este adevărata lecție care dă proba autenticității desăvârșite a ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat. Puterea lui de a se jertfi, de a se sacrifica, de a se micșora, dacă vreți, până la capăt, tocmai pentru a sublinia acest adevăr. Dar în egală măsură și puterea de a-și apăra demnitatea. Atunci, fiind o virtute atât de profundă, atunci când o privim superficial, riscăm total să o ratăm. Și v-aș aduce, mi-ați adus aminte și ne-ați pus în fața ochilor minții exemplu minunat, dumnezeiesc al Bunului Hristos. Și mi-l imaginez acolo, în săptămâna pătimirilor, în Joia cea Mare, noapte, vânzare, știm cu toți episodul, vine Iuda, trădătorul, îl sărută, dar cu sărutare vicleană, se apropie 1000 de soldați să-l prindă, strigă acei soldați, cine e Hristosul, se prezinte, îi cad cu fața la pământ și apoi a doua oară vin, îl prind, iar Sfântul Petru scoate sabia și taie urechea. Și lucru greu de priceput, cum cel care i-a luat apărarea lui Hristos este mustrat. Îi spune Bunul Hristos, bagă sabia în teacă, pentru că cel ce scoate sabia, de sabie va pieri. Cum jonglează, dacă-i permis termenul, smerenia? Unde ne învață? Cum lucrează? Pentru că l-a smerit pe Sfântul Petru, care i-a luat apărarea și a luat apărarea celui care dorise, care venise să-l chinuiască. Care este structura smereniei? Cum lucrează? Pentru că structura smereniei practic face parte de planul de mântuire și de economia lui Dumnezeu, practic. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat smerenia, trebuie să fii dispus să te deschizi întru totul lucrării și proniei după care Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi. Pentru că aici, evident, dacă am deschis subiectul asupra acestui moment important din viața Domnului Hristos, El vine să ne arate faptul că Petru a înțeles să-și apere Domnul nu după logica lui Dumnezeu și nu după planul lui Dumnezeu, care nu putea fi oprit și care, practic, printr-o astfel de atitudine putea să fie zădărnicit. El a înțeles, Petru, că învățătorul lui trebuie să fie apărat cu armele lumii, fără să fie capabil la acea vreme și la acea măsură sufletească și de cunoaștere, să înțeleagă că, de fapt, planul lui Dumnezeu este dincolo de înțelegerea omului și de reacția firească a lui. Sigur, firesc, de multe ori suntem tentați să cedăm primul impuls, să răspundem, să ne apărăm tot timpul adevărul, să fim capabili oricând să întoarcem un cuvânt sau un lucru nespus potrivit, dar trebuie să avem puterea de a ne smeri pe noi, de a primi totul, dacă vreți, și printr-o economie a lui Dumnezeu, să nu uităm că Dumnezeu, prin încercările pe care ni le dă, practic, ne învață permanent această școală a smereniei și smerenie care, practic, ne deschide perspectiva dobândirii Harului. Nu cum spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu le stă celor mândri împotriva, iar celor smeriți le dă Harul. Adică
A fi smerit înseamnă tot timpul a ști să găsești în toate lucrurile care ți se întâmplă ție o lucrare a lui Dumnezeu și o pronie a lui Dumnezeu, pentru că de asta trebuie să fim convinși. Nimic nu se întâmplă la voia întâmplării sau la voia hazardului, ci toate sunt purtate de grijă de Dumnezeu. De aceea, a înțelege cu adevărat smerenia înseamnă a pătrunde în această minte, dacă ni se poate spune așa, a lui Dumnezeu, care pe toate le rânduiește spre binele nostru, spre folosul nostru, atât personal, și al bisericii, cât și al întregii umanități. Nu? Dumnezeu în permanență își corectează atât slujitorii, cât și oamenii și credincioșii, dar și biserica și lumea. Pentru omul a cărui existență se limitează doar la pământ, este absolut firesc să reacționeze, să încerce să-și caute propria dreptate, că se termină viața. Și firesc ca el să încerce să valorifice la maximum timpul. Dacă eu mă termin odată cu ultima suflare, inevitabil încerc să fac dreptate aici. Pentru celălalt care se aruncă, ce plonjează în eternitate cu gândul, automat că le lasă pe toate lui Dumnezeu și se naște smerenia bună de care ne spuneați. Cum facem acest salt de la cel care gândește lumește și vrea să facă dreptate aici, căci nu mai are timp altcândva, la cel care le lasă pe toate în voia lui Dumnezeu? Evident, nu trebuie confruntate toate cu defetismul sau cu puterea de a accepta fără niciun fel de opoziție nedreptatea. Pentru că, vedeți, trăim în această lume răsăriteană unde avem tot timpul conștiința că tot ceea ce se întâmplă cu noi este din voia lui Dumnezeu. Și să știți că acest lucru de-a lungul istoriei a fost privit destul de critic și de rezervat, în special de Occident, care a spus foarte ușor că răsăritul creștin, lumea răsăriteană în general, acceptă foarte ușor teroarea, acceptă foarte ușor opresiunea și practic nu se manifestă atât de vocal și atât de vizibil în opoziție cu cel care te pune într-o situație critică. Și acest lucru, sigur, se referă la toată istoria, să spunem, ultimului secol, în care lumea ortodoxă n-a fost deloc ocolită de nedreptate și de teroare. Nu cred că este vorba de a pactiza cu nedreptatea și de a o privi oarecum fără niciun fel de reacție și de a nu-i te opune ei în vreun fel, pentru că tot Sfânta Scriptură ne învață că atunci când vezi o nedreptate să o denunți pe față și să stai ferm împotriva răului și să iei apărarea celui care are nevoie să-i se păstreze și să-i se salveze dreptatea și demnitatea. La fel a făcut și Domnul Hristos. Dar, să spunem, în a înțelege totul doar în prisma lumescului, în care ca om trebuie tot timpul să-ți salvezi, să spunem, propria stimă de sine în fața oricărei încercări de a te diminua, de a te marginaliza sau de a te pune într-o lumină nefavorabilă, până la înțelege că este de fapt un rol pe care tu, în mod conștient, trebuie să ți-l asumi și liber, acela de a îți vedea propriile limite și slăbiciuni, de a te răstigni, dacă vreți, în propriul egoism, în propriile noastre porniri negative, prin care, de fapt, noi putem să intrăm în această lucrare a lui Dumnezeu, care în permanență își propune să ne mențină în această stare de smerenie. Și să știți un lucru, dacă Dumnezeu își propune cu ardoare ceva, își propune să ne scape și să ne ferească de păcatul mândriei, care este păcatul demonic, din care izvorăsc toate celelalte. Și de aceea, privindu-ne în această relație de filiație și de paternitate a lui Dumnezeu față de noi, putem să înțelegem că mai presus de toate este demn și merită luptat pentru a ne păstra această stare de smerenie, care, repet, nu înseamnă lipsa de reacție, nu înseamnă atitudine indiferentă față de o oprimare, față de o presiune, față de nedreptate. Dimpotrivă, noi ca și creștini trebuie să trăim la o asemenea intensitate viața noastră umană, încât să ajungem să fim capabili să vedem nedreptatea fratelui nostru ca pe propria noastră nedreptate. La fel cum trebuie să vedem și bucuria lui ca pe propria noastră bucurie. Și atunci, și acesta, dacă vreți, este tot un act de smerenie. Puterea de a îl pune mai presus de toate pe Dumnezeu și puterea de a lăsa mai presus decât confortul nostru locul semenului nostru. Cred eu că aici este, de fapt,
un mister, o cheie, o taină prin care noi putem, de fapt, să ne transfigurăm și să ne ridicăm la alt nivel propria noastră existență atunci când vorbim de relațiile umane și mai ales când vorbim de necesitatea cultivării și păstrării via acestei virtuți, care ne face demni, dacă vreți, și capabili să stăm în fața lui Dumnezeu, știți cum? Cu fruntea sus. Pentru că, să știți, Dumnezeu ne-a creat pe noi oameni liberi, dar această libertate se poate exprima demn și cinstit în fața lui Dumnezeu dacă avem această stare de smerenie. În zilele noastre se alimentează flagrant cultul personalității. Vedem și reclame, ești o persoană deosebită, ești cel mai frumos, ești cel mai de ispravă. Sigur că astfel de idei poate chiar încolțesc în inimile noastre și începem să le credem că suntem cei mai, neapărat ca în fi, cât că se naște un demon al orgoliului, al mândriei. Cum vine oferta smereniei când cealaltă ofertă este bombardantă, vine așa avalanșă peste noi? Pentru că tot ați deschis emisiunea noastră cu un cuvânt din Pateric, ar trebui să numim acest păcat al lumii, un păcat despre care nu mai vorbim, păcatul slavei deșarte. Și știm foarte bine că Sfinții Părinți fugeau de orice fel de laudă, pentru că ea, de fapt, strică echilibrul interior. A fi smerit înseamnă a-ți păstra tot timpul acel echilibru interior, care, repet, este conștient de valoare, dar este conștient și de limite. Și oarecum te pune într-o relație vie și permanent deschisă lucrării lui Dumnezeu. În momentul în care ți-ai pierdut, practic, smerenia, practic, ți-ai pierdut orice deschidere reală spre Dumnezeu. Și e bine că ați atins acest subiect. Trăim într-o lume în care practic nimeni nu mai e conștient de cât de periculoasă este această slavă deșartă. O cultivăm, o îndrăgim, o dorim, ne simțim complet fără valoare atunci când ea nu ni se oferă. Ține într-un fel și de un anumit fel uman care tot timpul trebuie să aibă o evaluare și un verdict dat asupra propriilor fapte și asupra propriei personalități. Dar ar trebui tot timpul să trăim gândindu-ne așa cum o făceau, să știți, dintr-un spirit foarte, foarte rațional și foarte sănătos grecii antichității. Și anume spuneau, zice, dacă vrei ca niciun gând deșert să nu te tulbure și să nu te viziteze într-o singură zi sau pe lungul unei zile, gândește-te totdeauna la ce este mai rău și să nu uităm că și spiritualitatea noastră răsăriteană, dar și cultura antichității avea acel dicton memento mori, adică adu-ți aminte de moarte. Dacă te tulbură într-un fel acest demon al slavei deșarte, adu-ți aminte de ce e mai rău în viața omului. În lumea antichității, evident, pe lângă moarte, mai exista și acea pedeapsă umilitoare și degradantă, anume acea ostracizării, acea exilării, a înstrăinării, a pedepsei de a-ți părăsi patria ta. Așa încât a nu cultiva aceste gânduri ale slavei deșarte înseamnă, practic, ați păstra și o anumită sănătate sufletească și un anumit echilibru interior. Și cu atât mai mult cât îl slujești pe Dumnezeu și trebuie să o faci într-o deplină stare de smerenie, să-L lași pe El, în taina Lui, să îți aprecieze valoarea și să faci în așa fel ca omul să nu te tulbure cu acest lucru. Și cu atât mai mult pentru un conducător, pentru un lider, în momentul în care cade, să zicem, prada acestui gând de ispită, practic își pierde echilibrul interior și contactul cu sine, dacă vreți, prin această... Și de aceea este foarte important pentru noi, cel puțin creștinii, să nu cultivăm deloc această stare de slavă deșartă, pe cât posibil să le transmitem și altora importanța păstrării, dacă vreți, acestei minime igiene sufletești, și de ce nu de a privi tot timpul realist în fața noastră. Gândiți-vă că suntem chemați să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și atunci, înainte de a ne împărtăși, mărturisim că dintre toți păcătoșii, cel dintâi sunt eu. Care este conștiința și în ce stare mărturisim, de fapt, acest adevăr? Adică trebuie să ne punem aceste întrebări, pentru că, de fapt, noi doar prin smerenie putem îndrăzni să ne apropiem de milostivirea și de îndurarea lui Dumnezeu. Gândurile celelalte ne pot
deruta, ne pot pierde, ne pot face să rătăcim de la această cale. Aș atinge un alt subiect foarte sensibil și anume acela al copiilor noștri. Ni mai creștem astăzi, dorim să mai creștem cu duh de smerenie, în același timp păstrând acea stimă de sine absolut necesară ca o coloană vertebrală a creștinului, care îl ajută să nu fie bătut de vânturi, care îi dă conștiința propriei valori și în același timp și smerenia de a le pune pe toate în brațele lui Dumnezeu. Și m-aș folosi de ceea ce ați spus mai devreme, mărturisirea pe care o facem la Sfânta Împărtășanie, dintre care cel din tâi sunt eu, dar în același timp nu plec din biserică, stau și mă împărtășesc. Adică e paradoxul acela că mă recunosc păcătos, dar totuși, Doamne, nu fug de la Tine, tot lângă Tine stau. Evident că trebuie să avem îndrăzneala către Dumnezeu și mai ales această îndrăzneală ți-o dă smerenia, capacitatea asta de a îndrăzni. Și ne gândim de pildă, dacă vreți, un exemplu de smerenie dârză din Sfânta Scriptură la femeia cananeancă, care, văzându-se în fața Domnului, a știut că este singura ei șansă să ceară ceva pentru fiica ei. Aparent respinsă, aparent hărțuită, dar în această stare de convingere și de credință că cel care îi cere poate să-i ofere infinit binele de care are ea nevoie, dar conștientă fiind că nu cere pentru ea. Și atunci, evident că păstrându-se în această stare de smerenie, a îndrăznit. Smerenia trebuie să fie însoțită și de îndrăzneală. Și noi cred că îndrăznim în fața lui Dumnezeu gândindu-ne că totdeauna milostivirea lui va copleși bunătatea și va copleși dreptatea lui și judecata lui. Acum, în ceea ce privește copiii, sigur, vedem o lume tot mai ascuțită în ceea ce înseamnă competiție. Aici cred că poate educația nu merge neapărat în direcția potrivită. Îl învățăm pe copil tot timpul să se definească doar în măsura în care este capabil să-și depășească colegul, să fie mai bun decât cel de lângă el, să ia note mai mari. Adică într-o competiție foarte, foarte ascuțită, ceea ce, sigur, până la un punct este pozitiv, pentru că numai atunci pui în valoare tot potențialul acesta bun și pozitiv din fiecare copil. Dar mai este un lucru pe care trebuie să-l învățăm și trebuie să-l învețe biserica, în primul rând, și anume că biserica nu este un spațiu al concurenței, este un spațiu al comuniunii. Noi sărbătorim în biserică, în fiecare sfântă liturghie, plinătatea darurilor pe care fiecare le primim în modul nostru individual și pe care le punem în comun în fața lui Dumnezeu. Aici acest lucru constă, de fapt, și constituie, de fapt, adevărul. Pentru că împreună formăm acea comunitate desăvârșită a darurilor și a comuniunii. De aceea, copilul trebuie să fie deopotrivă învățat că el trebuie să aibă valoarea lui și trebuie să lupte pentru idealurile lui, dar în același timp această valoare se arată și în puterea de a fi solidar cu cel mai puțin înzestrat decât el, cu cel care are mai mult nevoie de ajutorul lui și se poate vedea și în capacitatea lui de a se opri, să spunem, din acest avânt al concurenței și al competiției și de a-l ridica și pe cel care a căzut și care are nevoie de ajutor. Pentru că îmi place să mă gândesc la această imagine și să văd într-un fel, așa cum și Sfântul Apostol Pavel vedea viața omului ca o alergare în arenă, în care fiecare trebuia în primul rând să respecte regulile jocului și mai apoi să ajungă până la linia de sfârșit, unde să primească cununa. Să se autodepășească, nu neapărat să depășească. Autodepășească, dar mai ales să meargă, să zic eu, după regulile jocului. Dar eu sunt convins că la sfârșitul liniei unde te așteaptă Dumnezeu să-ți pune pe cap o cunună, te va întreba și în ce măsură ai fost capabil să te oprești din drumul tău, din alergarea ta și să-l ridici pe cel care a căzut lângă tine și să-l faci să treacă și el odată cu tine linia de sfârșit. O smerenie lucrătoare prin iubire. Vie, activă și tot timpul gata să ajute și să se sacrifice pe sine, dacă vreți, da? Sau să se pună pe sine mai mult în valoare. Prea cu ce începe, Părinte, mai avem 2 minute din această ediție și vă rugăm așa, succint, dacă sigur timpul e destul de scurt, să ne spuneți cam care ar fi roadele smereniei, chiar și pentru anul în care trăim astăzi. Mai are roade? E o sămânță de calitate? Eu zic că este cea mai de calitate sămânță care dă cel mai bun sol și în care poți să clădești cu adevărat valori, virtuți și poți să îți clădești cu adevărat sufletul. Smerenia dă în primul rând împăcarea cu sine, puterea de a fi îngăduitor cu semenii tăi, de a fi mai aspru cu tine și de a fi tot timpul dispus să ierți, să primești,
să ajuți și practic să vezi că în aceasta stă de fapt adevărata valoare a omului. În puterea lui de a se sacrifica pe sine pentru binele celorlalți, știind că numai așa poate de fapt să-și aducă lui și cel mai mare bine. Putem, nu zic că este ușor, nu cred că am atins-o, eu personal pot să dau mărturie despre mine că nu am atins nici pe departe acest ideal. Mă gândesc și reflectez în permanență la el și îmi dau seama că dacă Dumnezeu este să-ți ofere un lucru de preț în viața aceasta, este de fapt să-ți ofere acest dar al smereniei. Adică această putere de a ști să vezi binele peste tot și cred eu că aceasta este virtutea care nu trebuie să lipsească sub nicio formă bisericii. Biserica care, în primul rând, a fost lăsată de Dumnezeu într-o atitudine de smerenie, pentru că este într-o atitudine de permanentă slujire. Așa cum Dumnezeu ne arată că adevărata demnitate și adevărata cinste stă în puterea de a sluji desăvârșit creația pe care El a făcut-o și pe care și noi trebuie să o slujim, scoțând tot timpul în evidență binele care există în această lume. Și îmi vine în minte un lucru foarte frumos pe care l-am auzit spus la un moment dat, și anume că nu este mai mare cel care stă la masă, ci dimpotrivă este cel mai mare cel care slujește la masă. Dumnezeu își slujește creația în continuare, biserica îl slujește pe Dumnezeu și îi slujește pe oameni și noi oamenii trebuie să slujim, perpetuând, dacă vreți, acest lanț viu și neîntrerupt al smereniei, care este singurul care ne conduce pe calea adevărului. Dragul Cerșe, Părinte Consiliu, mulțumim că ne-a slujit prin cuvânt și astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție și ce să vă spune dumneavoastră despre smerenie, pentru că o știți foarte bine. Noi decât o lăudăm, lăudăm pe cei care o caută și sigur cu una cea mare Dumnezeu va dărui tuturor. Cu drag vă așteptăm la următoarea ediție. La revedere!